Conducerea Consiliului Județean Gorj reacționează după ce administratorul special al clubului Pandurii a anunțat printr-un comunicat de presă că asociații clubului s-au răzgândit și că nu mai ies din AGA. Cosmin Popescu spune că decizia este una irevocabilă și că Marin Golea, semnatarul comunicatului, nu mai are această calitate. În data de 26.08.2021, adunarea generală a asociațiilor CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu a decis revocarea domnului Golea Marin din funcția de administrator special. Prin urmare, în mod abuziv, domnul Golea Marin a transmis presei locale sub propria semnătură comunicatul în cauză, deși îi atacase calitatea de administrator special cu intenția vădită de a dezinforma opinia publică în sensul reluării angajamentelor de finanțare din partea asociațiilor. Se arată într-un comunicat semnat de Cosmin Popescu. Președintele Consiliului Județean exclude viitoare finanțări ale clubului de fotbal din partea Consiliului Județean.